Să rămână! Bună ziua! Ce mai faci? Mă cunoașteți de undeva? Da, vă știu, de la o poștă. Da, serios, cu ce vă pot ajuta? Pă, dacă aș ști, pui cu crăpatul de lemni, că acum e și frigul ăsta, așa cum chiar trebuie. La mai încolo, peste vreo două luni, cu sapatul pe grădină. Dacă aș ști cât de muncă este, nici nu vă zic. Nu, domnule, aici, cu ce vă pot ajuta aici? A, chiar mă gândeam, uite și femeie, treabă cum s-o oferie să mă ajute. Am de primit niște bani, dar frate, mi-o că și el a plecat în afară, că nici nu-mi place să fie în grădină și... Na. Ok, uitați aici, cererea, completați-o și veniți înapoi. Păi și cum o completez pe asta? Aveți model pe masă. Bine, să rămână, încep acum. Imediat, acum vedeți, mine. Ia să completăm. Nume Ionescu Mirel. Prenume. Doamnă, mai am nevoie de o foaie, că nu... Să rămână, să rămână. E, acum completăm ca lume. Nume Ionescu. Prenume Mirel. Data nașterii. 900. Gata. Doamnă. Uitați, doamnă, gata. Am completat și ele, iau. Mă sunt parcă spremian cu e. Da, dumneavoastră ați putea intra în politică lejer. Trebuie să completați altă declarație. Ei, trebuie, nu mai completez nimic, așa și dar și o mașină de scris, că eu n-am mai scris atât de mult din ultimul an de școală. Și asta a fost în a patra, nu? E, știți ce? Deja sunteți între a patra, între a șasa. A șasa? O, felicitări că acum ați completat cererea, vă dădeam clase cât dăncilă sau ciucă. Cum adică am scris cât dăncilă și am scris greșit? Problema e că sunt foarte multe greșeli. Doamnă, știți ce? Numai cine nu muncește nu greșește. Vai, dar ce muncă ați depus, cel mai muncitor din când s-au venit azi. Uitați câte greșeli ați făcut. Uitați. Păi în căsuța cu telefon, ce ați completat? iPhone 11. Păi de ce? Păi dacă de l-am? Nu, domnul, numărul. 11, n-auziți? Că aștept să apară 14, ca să ieftinească 13, ca să-mi cumpăr 12. Că bă, dacă mai și bani mi-au trimis frate, nu și mai pune un ceva și... Păi și în paranteze ce ați scris? Cartele. Adică? Adică e pe cartel, nu e pe abonament. Incredibil, în fine. Hai să trecem mai departe. Țara de origine. Eu nu sunt sigur dacă cred că China. Domnule, dumneavoastră, vreți să vă lăudați cu telefonul dumneavoastră sau să completați declarația asta, că nu înțeleg. Localitatea de ce scrie Galați? Păi de acolo l-am cumpărat, de la un gagiu din Galați, că era mai ieșit acolo. Mm-hmm. Și la venitul ce ai scris? Venitul des la muncă, venitul des la sală. Venitul la școală. Adică? Domnule, venituri adică bani. Ce bani? Fără număr. Că nu știu să număr. Domnule, dumneavoastră, sunteți la ghișeunul la Hanul Drumețului. Hai să mai vedem ce mai scrie mai încolo. Aici. De ce ați lăsat câmpul gol? Ce câmp gol, doamne? Nu ați lăsat niciodată câmpul gol. Eu niciodată n-am lăsat câmpul gol, că oricum asta e problema țării astea. Că toată lumea lasă câmpul gol și nimeni nu mai mușește. Dar eu nu... că nu la asta mă refer. Ideea este că dacă eu nu completez documentul ca lumea, nu mi-l ia XML-ul. XML? Dar și ăsta, Socor și BMW-ul, comerțanul și ăștia astea? Aoleu, deci nu știu cum o să facem, dar trebuie să completăm o cerere, nu mă interesează. Nu mai completez, nu mă interesează, eu nu mai completez nimic. Nu mi-i dați bani, nu mă interesează. Liniștiți-vă, adevărul că ați completat atât de bine încât chiar vreau să mai am un exemplar ca să dau exemplu mai departe. Haideți, completați încă o dată. Bine. Băi, alo, ce faci? Stai, boss, că doar copiezi la tine, doar ultima școală, nu? Păi, dar nu contează, nu-ți dau. Ce, trebuie să-mi ceri acordul. Ha, un GTPR? Ha, dimă, că mă ajut și pe mine, îți dau știi. Ce să-mi dai și mie, că doar nu părțim notele. Fii atent, boss. Frate, eu trebuie să-mi trimită din străinătate niște bani. Eu trebuie să completez ca să-mi trimită. Și îți dau știi 50 de lire. Când trimit, cel puțin vreo 1000. Dai 50 de lire? Da. Da-mi dai? Dar cum sunt data că ți-am zis? Păi am de unde, ce dau? Bine, ia, fii atent aici. La nume. Ha. Trebuie să pui numele. Ia. Ia de aici. Aici? Așa, și semnătura ta și a e. Gata. 50 de lire? Da, tot că ți-am zis, dar ce dau? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mersi. Doamnă, uitați, na, vă convine acum? Da, acum e bine.
aveți de primit 50 de lire. Cum adică 50 de lire? Păi așa scrie aici cu mențiunea următoare, ia uitați. Atât am avut luna asta că i-am pierdut la pariuri sportive pe restru, a dracu nemții ăștia cum o scos la un bilet. Boss, nu mă auzi cu promisiunea aia, da? Ei, cum adică nu, și cum vrei să dau acum știi 50 de lire, dar n-au zis mata, da, am deprimit? Nu-ți mai dau nimic, lasă-mă în pace, dar ce vrei? Vrei să-i dau pități, nu pot, îmi pare rău, n-am voie, nu pot. Dar nu mă interesează, mie mi-ai zis că îmi dai bani, eu ți-am dat să copiezi, mie îmi dai bani. Băi, știi ce? Viața nu-i corectă, îmi trebuie finanț. Da, doamnă, e bun așa, 50 de lire și trebuie să fac, dați-mi bani. Bine, buletinul. Am buletinul, dar am zis că și vin la oraș cu el, îl iau, cum să nu iau buletinul, uitați. Cererea asta e completată cu al nume. Aici scrie Ionescu, iar aici pe cerere scrie Marinescu. Dumneavoastră sunteți Marinescu? Eu sunt Marinescu. Pe mine mă cheamă Marinescu. Am și buletin de Marinescu. Stați că vă dau așa. Uitați, Marinescu. Perfect, dumneavoastră trebuie să primiți și de genere. Să fie primit. Să rămână. Ce să faci? Mi-ai banii? Păi ce să fac? Viața e nedreaptă, n-ai zis tu? Întreabă-i pe nemții. Să rămână, o zi bună. Și viața asta e. Unii copiați doctorate și se umple de bani, eu am copiat o amărtăcire și am pierdut toți banii. Tu fătui grijenia mamei de viață.